Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a reușit să-și pună pe toată lumea în cap după ce a propus limitarea la 5 ani a dreptului de a munci într-o țară a Uniunii Europene. A fost criticat vehement de oameni în mediul online, iar opoziția i-a cerut demisia. Chiar și partenerii de coaliție au anunțat că se opun categoric unei asemenea măsuri. Nu suntem de acord cu o astfel de propunere, pentru că dreptul de a munci în interiorul Uniunii Europene este un bun câștigat, un drept câștigat de toți românii, de care foarte mulți au înțeles să beneficieze. Iar problema deficitului de forță de muncă în România, o problemă reală, nu se rezolvă prin limitarea unui drept câștigat prin obținerea calității de membru al Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim la alte soluții. În fața acestui val de critici, Eugen Teodorovici a venit cu precizări și a arătat. Aceste declarații au fost făcute în contextul în care România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă. Intenția mea fiind aceea de a propune soluții care să vină în sprijinul nostru, al tuturor, atât din punct de vedere economic, cât și social. Nu am pus, nu pun și nici nu voi pune vreodată în discuție cele patru libertăți fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. Libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Dar dacă o problemă nu este discutată la nivel european, toate celelalte state membre consideră că lucrurile sunt perfecte. Astfel, din România au plecat sute de mii de tineri către alte state, efectele fiind oportunități de dezvoltare diminuate, iar economia țării noastre fiind afectată. Cele spuse de mine reprezintă o subliniere a necesității de a standardiza la nivel european legislația și procedurile privind accesul pe piața muncii în statele europene, astfel încât să avem condiții egale de acces pentru toți cetățenii Uniunii Europene, a explicat ministrul Finanțelor Publice. România are în prezent circa 3,5 milioane de cetățeni care muncesc în străinătate, în special în țări ale Uniunii Europene.